Așadar, vă mulțumim foarte mult fiecăruia dintre dumneavoastră în numele Coaliției pentru Familie, pentru că ați răspuns invitației noastre, ca în această seară să ne oprim preț de câteva minute pentru a reflecta mai adânc la un subiect propus națiunii noastre, un referendum pentru România, definirea căsătoriei și a familiei în Constituția României. După cum bine știți, de aproximativ 2 ani de zile, Coaliția pentru Familie a inițiat un demers, un demers cetățenesc, un demers apolitic pentru modificarea legii fundamentale. Este un demers prin care nu partidele, ci oamenii inițiază acest procedeu prevăzut de Constituție în vederea schimbării articolului 48, alineatul 1 din Constituția României, în vederea clarificării termenului constituțional cu privire la familie. Considerăm că în acest moment termenul soț lasă loc pentru multiple interpretări în contextul noilor orientări pe care le are societatea mondială. Termenul constituțional inițial a avut exact acest sens pe care noi dorim să-l precizăm. Credem cu toții că este important să avem în țara noastră legi clare. Cu atât mai mult, legea fundamentală a țării noastre este nevoie să exprime clar voința poporului român. De aceea, Coaliția pentru Familie a inițiat acest demers, iar în ziua de astăzi supunem dezbaterii, discuției, aprofundării acest subiect cu conducătorii Coaliției pentru Familie. Suntem onorați așadar împreună cu noi în această seară să fie domnul doctor Mihai Gheorghiu, președintele Comitetului de Inițiativă al Coaliției pentru Familie. Bine ați venit la Oradea, domnule președinte! De asemenea, împreună cu domnia sa, astăzi, la Oradea este doamna doctor Adina Portaru, avocat internațional la Bruxelles, avocat al organizației ADF International. Bine ați venit, doamna avocat! Este împreună cu noi în această seară profesor universitar dr. Paul Negruț, rectorul Universității Emanuel din Oradea, membru al Comitetului de Inițiativă al Coaliției pentru Familie. După cum bine știți, Coaliția pentru Familie nu este un organism religios. Cu toate acestea, este susținută de toate cultele creștine, de aceea îi salutăm cu deosebită apreciere în această seară pe reprezentanții comunităților creștine. Doresc să-i spunem bun venit excelenței sale, domnului episcop Sofronie Drincec. Salutăm de asemenea pe excelența sa, domnul episcop Virgil Bercea. Salutăm de asemenea pe excelența sa, domnul episcop Laszlo Bőcskei. Salutăm de asemenea cu multă plăcere pe domnul președinte Ioan Moldovan, președintele cultului penticostal. Președinte al Comunității Penticostale de Oradea. Salut cu mare plăcere pe domnul Petru Vidu, președinte al Comunității Baptiste de Oradea. Salutăm de asemenea din partea Comunității Mesianice pe domnul rabin David Noghi. Mulțumim frumos și suntem onorați să avem și doi parlamentari împreună cu noi, domnul senator Cornel Popa.
De asemenea, îl salutăm cu deosebită onoare pe domnul deputat Ioan Cupșa.